Am văzut un tânăr care a venit așa îmbrăcat casual, da, casual, râu, la biserică și i-am spus, auzi, dragul meu, ce părere ai dacă ai fi invitat la o audiență la majestatea sa regina Angliei? Te-ai duce la audiență așa cum ești acum? Nu cred. Dar cum te-ai duce? Well, m-aș îmbrăca ca pentru audiență la regină. Dar nu-ți dai seama că ai venit aici la audiență la regele regilor? La regină te-ai îmbrăca pentru vrednic de o regină. De ce nu te îmbraci vrednic de Dumnezeu? Și acum unul pentru tineri. Psalmul 110, versetul 3. Poporul tău este înflăcărat când îți aduni tu oștirea cu haine sfinte, că din sânul zorilor vine tineretul tău la tine ca roua. O, dacă aș vedea aici totdeauna tineretul venind la Domnul cu haine sfinte, să fie pasionați să respecte pe Dumnezeu. Am vorbit de Bill Gothard, dar dați-mi voie să dau și un exemplu de la noi de acasă. Când eram copil, am auzit pe cineva de la munte spunându-ne că un cioban care stătea cu turmă toată vara la munte s-a pocăit. Și cineva l-a văzut că duminica se spală, se îmbracă de duminică și apoi cântă și stă toată ziua cu oile îmbrăcat de sărbătoare. Și cine l-a văzut a întrebat, da, de ce te îmbraci de sărbătoare, că așa nu te vede nimeni? Păi, dar ce, eu mă îmbrac pentru oameni? Eu nu mă îmbrac să mă vadă cineva, eu mă îmbrac pentru Dumnezeu. Ăsta, cap luminat de cioban de la munte. Am una și pentru cor. 2 Cronici, capitolul 6, versetul... Nu, 2 Cronici, 20, versetul 21. Apoi, în voire cu poporul, au numit niște cântăreți care îmbrăcați cu podabe sfinte, îmbrăcați în haine sfinte și mergând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau, lăudați pe Domnul căci îndurarea Lui ține în veac. Frați și surori, când urcă corul acolo, de cele mai multe ori pentru foarte mulți din sală e scandal. Ba moda e teribilă, ba sexy și tot se zgâiesc acolo. Și pentru că asta a fost problemă mare în America, americanii au avut o idee să îmbrăcăm în rochii largi. Și așa au inventat robele. Robele s-au făcut ca să nu se mai etaleze moda la cor. Și să nu le mai vedem formele, ci să le vedem la capul. Ca să ascultăm cântarea. Bine ar fi să facem cum se face la ortodox. Mie nu-mi place de nimic la ortodox, dar asta îmi place. Ei pun corul în pod, la galerie. Auzi ca din cer cântând corul, dar nu-l vezi? Câtă spiritualitate ne-ar trebui ca să accepte corul să cânte dintr-un loc de unde nu-i vede nimeni? Poftim? Oi, problem, că n-ar mai veni atâția la cor.
Poate că vă dă Domnul gândul să îmbrăcați corul în robe și atunci nu mai sunt problemele astea deloc. Dar și fără asta, când veți veni la biserică, gândiți-vă, pentru cine mă îmbrac? Mă îmbrac pentru Dumnezeu sau mă îmbrac să mă vadă alții? Că și la bărbați e așa. Mă duc acolo să-L respect pe Dumnezeu sau mă duc acolo să mă arăt pe mine? Fiecare dintre noi trebuie să avem gândul ăsta. Am văzut în ultima vreme în România păstori care au venit cu niște costume strălucitoare și țipători de luxoase. Într-o lume în care în biserică sunt oameni care mor de foame, tu vii cu costum de 300-400 de dolari? Nici dacă mi-ar da cineva cadou așa ceva, n-aș îmbrăca așa ceva. Pentru că mi-aș insulta frații care n-au ce mânca. Din respect pentru ei nu mă îmbrac țipător, elegant. Dar trebuie să am grijă să nu mă îmbrac nici neglijent, că dacă cumva se sucește gulerul, toți vă uitați și ce oare de ce nu dă cu mâna acolo, că nu mai vezi decât aia, sau dacă un fir de păr nu stă cum trebuie, iar nu mai poți asculta predica. Și atunci eu trebuie să le îmbin și să mă îmbrac nici prea neglijent, nici prea elegant, ci să mă îmbrac așa fel încât voi să nu-mi vedeți hainele. Și să mă vedeți numai pe, să auziți numai vocea și predica. Cu ce mă îmbrac să nu vă atragă privirile. Asta e o grijă specială. Acum trecem mai departe. Petru spune, surorilor, podoaba voastră să nu fie cea din afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de broșe de aur și în purtarea hainelor. Acum nu le lua că astea nu mai trebuie, că atunci ar trebui să nu te mai îmbraci. Că zice să nu stea în purtarea hainelor. Păi cum, să nu mai port haine? Acum fiți tare atenți. Te uiți la o femeie cum e îmbrăcată, cum e aranjată și imediat spui, asta e o femeie evlavioasă. Asta e o femeie evlavioasă. Este ceva acolo în stilul ăla de îmbrăcăminte și de pălărie și de al, care toate spun, asta e femeie evlavioasă. Asta vrea să fie fisticheie, asta vrea să fie țipătoare, asta vrea să atragă atenția la ea. Gândește-te. De ce iei pălăria pe care o iei? Toate astea spun ceva. Și întreabă-te tu, ce spun eu altora prin astea? Dar mai e ceva. Petru spune acolo, frumusețea voastră să fie omul ascuns al inimii, în curăția unui duh blând și liniștit. Păi, frate Petru, dar cine o vede aia? Se vede. Tocmai aici e că se vede că ești o femeie amabilă, o femeie plină de lumină, o femeie plină de atenție, o femeie care niciodată nu critică, care nu insultă, care nu împunge, care nu-i acră. Ce transpiră în afară la tine? Asta vrea să zică Petru. Ai grijă, omul ăla dinăuntru se vede.
Omul ăla dinăuntru, bunătatea aia se vede. Sau răutatea aia. Sau darul ăsta de a împunge totdeauna, de a jigni totdeauna cu fiecare vorbă care o zici. Ce fel de persoană ești? Frumusețea lăuntrică se vede.